Ne-am adunat aici ca să să-l facem râs pe Nicolae Toni Dincă. Ar fi trebuit să fim mult mai buni, dar suntem mult mai buni. Să vă distrați că ați venit singur. Mulțumim și domnului Buicescu că este alături de noi. Vă mulțumesc că existați și că faceți cultură cu banii dumneavoastră, inclusiv familia de televiziune. Sau special. Cu bani la casă, da. Da. Păi am mai spus-o și acum o spunem și în mod direct că toate televiziunile la un loc, din punct de vedere cultural, nu fac cât fac ei. Singuri. Să mulțumim frumos. Da. Așa, să nu mai lungim. Toni are trei cărți proaspete. Mirosa cerneală proaspătă. Prima este o reeditare revăzută și adăugită a volumului de teatru. Piese de râs, că de aici, la Festivalul de Umor, Olteni și Restul Lumii, am zis că prezentăm numai cărți de și despre umor. Altfel ar fi avut și maestru Dan Șalapa niște cărți aici alături de noi, dar nu știe să scrie decât proză și poezii. Mai scria și sketch-uri pe timpul, dar a uitat acum. A devenit foarte serios, când s-a surat. Mai avem aici natură moartă cu proștii. Da? O să ne spună, Toni, de ce a ajuns la titlul ăsta. Da. Hai, spune. Păi, nu vreau să fac legătură cu lumea satului, deși sursele de informare și de inspirație sunt preponderent de acolo și am încercat să le păstrez un limbaj și nealterat. Dar am botezat o natură moartă cu proști vii, pentru că e aici o pleiadă întreagă de personaje care se derulează ca într-un film de animație. Pe ce? Pe un fundal trist, care e lumea noastră și care mie, la momentul în care m-am gândit la ce titlu să-i dau cărții, așa mi s-a părut, o natură moartă, în care ne mișcăm noi așa, actorii ăștia, unii mai buni, mai deștepți, alții mai... Fiecare pune după specificitate, după posibilități. Și mi s-a părut atunci că este cea mai adecent. Cel mai adecvat titlu pentru ce avem eu prin saci. Asta era ideea. Dacă am brodit-o, cum se spune, veți constata singur după ce veți citi ce este acolo. Și pentru că sunteți așa de mulți, o să vă dăruiți fiecare altă o carte. Să nu se... Asta tai la montaj, dar de obicei că ți-ți dă o probă. Da. Dar având în vedere că sunteți așa mulți, înseamnă că sunteți și special și merită un efort din partea. Iar cartea de teatru, trebuie să spunem că sunt piese care au fost scrise, jucate de foarte multe ori unele dintre ele. Comedii plăcute, unele te fac să râzi așa mai strâmb, dar te fac să râzi. Dacă ești spune. Acolo, luat în tărboacă, te fac pentru că sunt satire. Da, nu, că studii care vor să plece înainte de finalizarea spectacolului. Dacă i-aș ști eu, i-aș spune în primele rânduri, să le fie rușine să plece de acolo. Dar asta este. Stau uneori și până la final și zâmbesc așa, cum spun, se spune, o expresie, zâmbește, mânzește, adică zâmbește a râde. E bine și așa, măcar să plece cu inima îndoită și cu un semn de întrebare pus acolo, spatele hipotalamusului, bă, e ceva, a văzut ăsta ceva. Ca să facem o legătură cu natură moartă cu proști, avem aici o piesă care se numește Vindecătorul de proști, da. Care urmează să plecăm la Madrid, săptămâna viitoare, la un festival de carte și arte, prima ediție. Este un festival pentru români de pretutindeni, pentru că munca am de toate meridianele globului acolo și este, am mai avut două ediții asemenea, dar într-o altă formulă și s-a dovedit a fi un eveniment absolut extraordinar, de aia a și căpătat o altă amploare și s-a adăugat și carte, și arte, până acum a fost mai de carte. Profit de ocazie că l-avem alături de vedere domnul director al Muzeului Golești. Nu, moment. Și vă recomandăm să mergeți la Golești, care n-ați fost, care ați fost, vă recomandăm să mai mergeți. Așa, ca să prezint și poziția. Expoziția Țara Altului de Jos, care a fost acolo, am făcut-o special pentru cei de la, pentru românii de la Vizuala Madridului, pentru
câteva orașe satelit, începând cu Alcala de Henares, orașul de Cervantes, în care o să și mergem acum, este unul dintre orașele care o să obosim, și în care am avut această expoziție, ele sunt mai multe rolacuri, dar n-am avut aici unde să le, să le expun, și care prezintă toată zestrea etnografică a județului Olt și a fostului județ Romaneaț. Multă lume se ferește pentru că a fost o chestie cu Romaneațul, hai să facem din nou județul, pe urmă a zis tăceți de gură și am făcut gestul ăsta de frondă să scriu de prin Romaneaț și Olt, nici măcar invers, de prin Olt și Romaneaț. De prin Romaneaț și Olt. De ce? Pentru că am spus-o și o spun și aici, pentru a doua sau a treia oară sau a zecea oară, când o spun și aș tot repeta-o. Eu, în calitate de consultant artistic la Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale, dacă s-ar trage o linie imaginară și s-ar separa din nou Oltul de Romaneați, eu aș rămâne fără serviciu, pentru că toate sunt în Romaneați, cu mici excepții care au rămas prin Olt. Care era Neanica, s-a dus de la Chilia Făgețelu, Mințu de la Cornițelu, care și el e aproape dus, Tănase, de o parte altă de la Turbu, care și el s-a dus. Și iată cum restul au rămas în Romaneaț. Obicei, tradiții și meșteșuguri. Poate și pentru faptul că Romaneațul face parte din Oltenia și are o perioadă de aproape 50 de ani, în cea mai grea perioadă regimului Fanariot, când au fost tari mâni și au reușit să se dezvolte altfel. Altfel, după, adică atât de isteți au fost oltenii, cât austriții au abandonat-o. Nu aveau voie de voie. Turcii nu au vrut să ne ia. Ăștia domnii turcii... Scrie pe pașaportul de oltean. Alea, și până la urmă a spus, lasă-mă, frate. Alea, Vesigencia, da. Da. Și cred că și asta... Domnul Dan s-a scris la cuvânt. Da. N-aș vrea să ratez ocazia de a-l felicita din nou pe Nicolae Dincă și să subliniez două aspecte legate de umor. În primul rând, umorul public, umorul care se pompează, care se adresează, care merge către publicul larg, este denaturat astăzi. Se accentuează foarte mult latura licențioasă, latura fizică, ca să nu zic altfel, un fizic dezbrăcat, vreau să spun. Și atunci umorul a decăzut. În rândul tineretului, și pentru că lucrez în zona asta cu învățământ, dacă într-un sketch, într-un banc, ceva care vrea să strânească râsul, nu ai niște expresii de genul acesta, nu ești apreciat. Pe de altă parte, ce face Toni Dincă și ce fac scriitorii de umor, se face și o confuzie între ce înseamnă umor, banc, anecdotă și stand-up comedy. Dar nu facem aici teoria umorului. Umorul pe care îl promovează și Toni Dincă și alții din teapa lui, de fapt, este o luptă aproape domnchijotească cu valul acesta uriaș de prost gust, care se numit umor. Nu este umor, sunt chestiuni care stârnesc râsul accentuând, eu știu, defecte fizice sau aplicări firești ale omului, dar și astea ducând spre dezmăți. Pe de altă parte, umorul lui Toni Dincă se inspiră din lumea satului. Și satirizează acolo prostia. Țăranul român are, era să spun, avea. Încă mai are. Încă mai are această... Această calitate extraordinară de a se lua în râs, de a se auto-ironiza. Ironiza. De a face... haz de necaz. Și haz de necaz. Iubește băzneala sau farsa și în lumea satului, în văzul lumii, se
satirizează și se scot, în se scot în evidență defectele astea morale, în primul rând. Ortoni Dincă nu vorbește, de fapt, despre niște proști. Vorbește despre niște oameni care nu sunt refuzați, nu sunt marginalizați în lumea satului, ci sunt îndreptați, într-un fel, scoțându-le în față laturile, beteșugurile acestea morale. Umorul inspirat din zona aceasta este, Toni, și el pe cale de dispariție, pentru că dispare satul românesc. Civilizația l-a înghițit și a transferat aici, ca umor, aceste subproduse. Suntem bombardați și prin televiziuni și prin tot felul de publicații, pe pagine virtuale nu mai vorbesc ce umor este pe acolo, de fapt, un umor. Punem ghilimele când folosesc în cazul acesta umor. Dar, pe de altă parte, trebuie să privim acest efort domnchișotesc al unui scriitor ca Toni Dincă, ca fiind unul sanitar. Mai mult decât atât, Toni Dincă își pune în scenă propriile piese și mai mult decât atât, în unele chiar și joacă. Este o triplă ipostază a sanitarului moral care folosește umorul în acest sens. Mai mult decât atât, unele cărți le subvenționează și le realizează împreună cu prietenii care înțeleg efortul lui și care înțeleg starea degradată. De nebunii. Aia ceva. Starea degradată a acestei laturi umane. Râsul este specific uman. El îndreaptă, el pedepsește în ghilimele, dar nu ca să doară, nu ca să te ucide, nu ca să te elimine, ci ca să te îndrepte. Este și scopul și instrumentul satiric. Exact. Asta face și Toni Dincă, cărțile și cei care scriu în felul acesta. Îl felicit și pe el, și pe cei care îl ajută în acest scop. Și vreau să mai subliniez un lucru și cu asta termen. Să felicit și Slatina, pentru că are niște trupe de teatru care promovează și comedia. Și comedia scrisă chiar de către oltenii de aici, de către slătineni. E un lucru absolut senzațional în condițiile în care toți ne uităm peste gard și importăm și actorie, și produse dramatice și așa mai departe, pentru că sunt vorba aia mai bune ale lor decât ale noastre. Nu, îi demonstrează că sunt foarte bune și ale noastre și că putem să facem treabă cu ele. Îi invidiez și pentru lucrul acesta, dar în același timp sunt fericit că sunt prieteni oamenii ăștia. Fericitări și la mai multe și mai frumoase. Mulțumim! Toni Dincă a fost acuzat cu și fără ghilimele că face brigada artistică. Adică vreau să spun că uitându-mă la multe spectacole, mi-e întors de brigăzi artistice, de unele brigăzi artistice de pe timpuri. O să le fac o surpriză. Anul ăsta, pe cea de-a șasea piesă de teatru pe care... Dar nu știu dacă spun mesul. Nu mai spun. Nu, mai... Da. Nu că nu o spui dacă nu o așa. Nu spui tu cărțile, mai spun ceva lui Dan? Să fie asemenea. Că știe... Și domnul director, și voi cu siguranță știți de la presă, eu am urmărit peste două decenii strigarea peste sat. Apropo de ce spuneai tu de lumea satului aia, care dispare. Se perimează și limba. La strigarea peste sat se făcea astfel de curățenie morală. Se striga ce se striga. Forma de sat. Acum 2 ani sau 3, la Bunicești, unde a început acum 20 și ceva de ani cercetarea, i-am pus pe unii dându-le bani, pe 10 lei, să facă o strigare. Și se codeau. Zic, hai, bine, am început cu bere. Și am zis, hai să am supralicitat, le dăm și câte 10 lei. Și zice, domnule, nu mai strigăm. Și zic, de ce? Zic, de ce? Păi uite, Paul Cutare l-a dat pe una judecată. Că a strigat-o cu nu știu ce.
Adefăimat. Adefăimat. Da. Vedeți? Regula morală satirică nu impune amestecul jurisdicțional decât în momentul în care faptele nu se dovedesc a fi reale. Da. Ori toate, de un lucru pe care toată lumea știe că este așa, în lumea satului tradițional, iar poți spus cineva să se supere, dar nu ți-o rușine, mă, dar nu știi că tu ai făcut. Și el a spune așa, și el a spune așa. Și pe teren. Și mai mult. Și un aspect. Asta este și partea juridică. Deci pe teren juridic se poate face proba verității și atunci nu... Asta exonerează de răspunderea penală. Da, da, e greu să faci proba. Da, da, mai un aspect. Pe timpuri, strigarea peste sat se făcea la adăpostul Întunericului, departe de sat, acum toate au coborât în sat, nimeni nu mai urcă pe deal să strige. Așa vin aici și eu mă văd, dar că îl strig pe domnul Sebe și cu nevastă mea. Așa, și el zice, bă, nu te încolo, bă, strigi cu nevastă ta. Nu, el știe că eu strig. Atunci nu știa cine strigă de acolo. Sunt mai ales că partea strigă, toată lumea era rămușită. Sunt localități, cum e, de exemplu, Forelul, care încă mai ține la tradiții și... adică acolo se mai păstrează. E un obicei, nu știu cum se va mai păstra, dar mai este. Adică, e palpabil. Da, sunt aproape relicvie. Și ce am observat la ei, îmi place să mă duc, să mă întorc uneori, că am lucrat mult acolo, pentru că mă simt așa, nu știu, oarecum liber. De ce? Pentru că vorbesc încă în graiul ăla specific. Nu, n-a pătruns atât de mult limbajul tehnic, americanismele și toate celelalte care întinează, ca să spun așa. Încă parcă ești la țară, adică nu parcă, sigur, te simți acolo, te simți între oltenii tăi. Știi? Și revenind la umor, cert este că nu mai știm să râdem. Am devenit prea serioși. Uneori ne luăm preamă să râdem, să nu se supere ăla că râdem. Sau cine știe cine se supără și interpretează râsul meu ca fiind nu știu ce formă de ieșit. Da. Eu mi-asum, nu știu de ce. Am devenit, da, poate mult prea serioși. Sau poate că, neștiind să glumim folosind expresii licențioase, pentru că suntem poate niște tip mai așa, mai sensibili și mai cu bun simț. Nu mai râdem, pentru că noi nu știm să spunem bancul cu dintrele alea. Sau din bunzi. Poate și asta. Nu că nebunii râdeau când se spunea cifra, știi? Da. Erau bancuri cu codată. Sursele, da, sursele de râs sunt... O să vă spun o dată VGTV. Cu mare drag. O să vă fac o surpriză, acestei familii minunate și o să iau două dintre revistele lor în Spania să le expunem acolo la statul. Da, da. Mulțumim frumos! Ca să fiți vizibili și acolo. Da, mulțumim!